Mijlocașul de 20 de ani al viitorului a bătut palma cu Standard Liege, iar clubul lui Gheorghe Hagi va primi în schimbul fotbalistului 2,4 milioane de euro. De serviciile lui Răzvan Marin s-au mai interesat în această iarnă echipe precum Steaua, Juventus Torino, AS Roma sau Zenit Sankt Petersburg. Urmează ca în cursul zilei de astăzi Răzvan Marin să plece spre Belgia, unde va semna contractul cu Standard Liege. Standard ocupă locul 8 cu 31 de puncte la 3 lungimi de primul loc, care duce în play-off-ul ocupat de Charleroi.